Pe cărările răzlețe, dintre zâmbet și suspine, ți se pune o întrebare. Pentru cine? Spune, pentru cine oare e atâta frumusețe? E atâta gingășie într-o floare? Pentru cine s-ar desprinde din broboadă de zăpadă piocelul în april, dacă n-ar fi ochi să-l vadă, dacă totul inutil? Pentru cine în miez de vară strâng și sorb în ei culoare pentru vara următoare embrionii din begonii, dacă totul e o întâmplare? Pentru cine țese în casă haină pală nevestală cu sclipiri de diamant, floare albă de mireasă, dacă totul e neant? Pentru mințile obtuze de bondar și buburuze? Pentru fluturii ce zboară în zigzacuri pe afară? Oare viespile ursuze sunt inițiate în artă? Oare bărzăunii trupești plini de miere pe musteți? Sunt sensibili, sunt esteți? Oare ar sta flămând bondarul de n-ar fi subtil decorul și nu și-ar desprinde zborul în grădinile bogate dacă florile de crin n-ar fi proporționate, n-ar avea acea splendoare ca de clopot florentin, n-ar avea varietate de nuanțe și culoare de la alb până la carmin? Nu. În floare e un mister. Floarea e un mesager. E un martor. O solie. E un înger din Eden care aduce în valea morții o plăcută mărturie în culoare, în proporții, în miresme și în desen. Omule cu mintea plină, du-te o clipă în grădină și te uite la sulfină, la bujor, la mărgărite, la conduri, la inimioare, la verghina din cărare, la năframa de mătase și nodăru reciclama. Lasă-te să te desfete ochii adânci de violete, clopoței cu trei cupe și narcisele trompete și ia seama. Dacă inima îți rămâne ca un bulgăr, ca de piatră, ca un bolovan pe vatră, leapă-te-o, strumpește-o în cioburi, spargi-o pe ilău cu dalta și apleacă-te în rugă să ceri alta. Dar te simți o înseninare, un parfum și o blândețe care vine să te aline de povară, de tristețe. Tu apleacă-te și spune, surioară, pentru cine, spune, pentru cine oare e atâta frumusețe, e atâta gingășie într-o floare? Pentru cine? Pentru om. Pentru voi, făuritorul, și-a ascuns în floare dorul, în petalele de aur, de parfum și de lumină, ca în opera divină să cunoașteți autorul.